Sunt perspective care, vă spun sincer, înspăimântă puțin. În ultima perioadă, o nouă aplicație face furor în rândul elevilor. ChatGPT este un model de inteligență artificială la care tot mai mulți elevi și studenți apelează pentru a-și realiza temele. Am stat de vorbă cu mai mulți profesori și elevi din Sibiu pentru a vedea care este problema și care sunt soluțiile. L-am folosit într-o afacere pe care am fundat-o acum un an. M-a ajutat, de exemplu, să fac niște texte pentru niște reclame și mi s-a părut foarte util. Lucrează repede, serverele merg repede. E foarte util. Da, de ce nu? Mi se pare că cu cap ar fi folosit foarte ok. Și în școli. Te poate ajuta în maxim câteva minute. O să-l folosesc, cel mai probabil. Eu cred că, deși ne ajută, nu ar trebui să-l folosim în exces, pentru că nu o să mai putem rezolva singuri exercițiile mai dificile. Am auzit multe comentarii, mai ales la radio, despre această modalitate de a ușura elevilor sau studenților temele. Da? Deci spui doar ce te interesează și automat programul îți generează textul. Și bineînțeles că comentariile au fost defavorabile, spunând că astfel nu mai este niciun rol de învățare, de creativitate. Dezavantajul este că, după părerea mea, deschide foarte mult porțile, nu spre plagiat, spre lipsă de creativitate. Adică poate să fie un atac la creativitatea personală, în special a celor de vârstă mică. Adică copii, elevi, studenți, până la urmă și doctoranți, dacă să se povestim. Pentru că ajută foarte mult cu această informație pe care o prelucrează și o aduce de pe internet, iar anumite lucruri pe care, în mod normal, stai să le formulezi singur, să gândești cum le formulezi, cum le duc la capăt, am ideea de bază, dar cum pun în cuvinte ideea aceasta și după aceea cum o pun eventual în practică, ori el îți oferă deja soluțiile și de formulare și de punere în practică, dacă este cazul. Dezavantajele probabil ar veni de la caracterul fiecărui copil. Dacă înțelege că această inteligență artificială este folosită ca un fel de meditator, ca un fel de ajutor, este în regulă. Dar dacă îl folosește ca o sursă de inspirație, mai mult zis copiere, nu cred că aduce beneficii. Deci există și avantaje și dezavantaje, nu putem să ne opunem. Nu putem opri evoluția tehnologiei, trebuie să fim mai inteligenți decât inteligența artificială. Asta este părerea mea. Vă spun, am întrebat, i-am cerut să-mi dea exemple de obiective generale pentru un anumit proiect, mi-a dat exemple, după care mi-a spus vreau un obiectiv, de obiective smart specifice pentru acest obiectiv general, mi-l listat. Și le pot prelua fără probleme, sincer să fiu, pentru că sunt bine scrise. O analiza sute de mii de exemple de genul ăsta și mi-a scris bine. În limba română, că n-are probleme să comunice în orice limbă, practic, și în limba română corect. Tocmai acesta este rolul dascălului, de a se ridica deasupra tehnologiei, de a găsi modalități de evaluare sau de formare a studentului sau elevului care să nu concureze neapărat cu un program de inteligență artificială. Sigur că nici noi nu suntem infailibili, putem să greșim în evaluare și diferite platforme care se vor dezvolta și programe ne ajută, însă cred că totdeauna omul trebuie să-și păstreze părerea bazată pe ceea ce el a învățat în meserie ca evaluator, adică să știe ce să-l întrebe pe elev sau pe student astfel încât să obțină indicii necesari pentru o evaluare cât de cât apropiată de realitate. Mie mi se pare foarte bine că studenții au și elevii acces la acest lucru și de ce zic că cred că a venit într-un moment bun sau sper că a venit într-un moment bun, pentru că sper că poate trezește sistemul de învățământ. Adică încă, din păcate, peste tot, nu numai în România, dar în România în special, sistemul de învățământ este rămas cu 20-30 de ani în lume. Ei trebuie să se adapteze. Deci nu se mai poate să dai note unui student un referat. Deci trebuie pur și simplu schimbată metoda în care, bine, faci un referat cu ChatGPT, asta este, hai să discutăm ce e acolo, să vă ca înțeles. Adică, și atunci creativitatea cred că va fi dezvoltată în altă direcție. Eu cred că dacă profesorii își cunosc elevii, ar putea să își dea seama dacă este făcut un text de o altă persoană. Dar aminte de inteligența artificială care nu are creativitatea unei persoane.
Mai folosesc unele site-uri, cum ar fi Brainly și altele, la exercițiile grele, complicate. Mulți copii care nu prea se pricep la teme, să zic, se mai inspiră de acolo. Elevii n-o să-și mai dea de acum așa mult silința. Ne poate ajuta, ne poate da o sursă de inspirație la un eseu. Eu cred că dacă nu înțelegi o lecție sau nu ai înțeles în clasă ce s-a explicat, ești la un click distanță și poți folosi aplicația oricând. Mi se pare că este o aplicație bună pentru copiii care nu își permit să facă meditații și un dezavantaj pentru că copiii nu mai dau și silința să învețe. Dacă nu ții pasul cu tehnologia asta, o să fii depășit. Este foarte la început, vă dați seama, e apărut de mai puțin de 2 luni de zile, noiembrie sau când a apărut. Da, cam așa, în sfârșit de noiembrie, a început să fie activ. Deci deocamdată cred că sunt toate foarte, foarte la început și impactul este cel de început și încă nu se cunoaște exact sau nu s-au hotărât exact cum să procedeze în continuare. Mi-e teamă pentru elevii noștri pentru că sunt minți tinere, neformate, în care de multe ori calea spre succes pe drumul cel mai scurt și cu cea mai puțină pantă e mai convenabil. Nu pot însă să, în niciun caz, să spun că e o prostie sau că e rău că s-a inventat și absolut absurd să spun așa ceva. Doar atât că modul în care va fi utilizat și care ar trebui să fie utilizat ar trebui să aibă niște, să spunem, reguli morale. Princetonul, dacă informația mea este corectă, a inventat o aplicație care identifică limbajul făcut de limbajul AI-ului de limbajul uman și se refuză referatul sau proiectul sau ce este elaborat. În școli din New York, din câte, din nou, informații de presă, nu pot să le verific, este interzisă utilizarea lui. Nu știu cum se poate interzice utilizarea unei resurse care este pe internet în momentul în care acasă există acces la internet pentru toată lumea. Deci modul de interdicție propriu-zisă în utilizare, cred că pe varianta Princetonului s-ar putea o face, adică să pot să verific dacă a fost elaborat de către autor sau dacă a fost pur și simplu elaborat de inteligența artificială care a adunat informațiile de pe internet. Verificarea prin inteligența artificială oferă niște puncte de reper pe care mintea omenească poate nu le-ar putea cuprinde, însă totdeauna omul trebuie să fie cel care decide, mai ales privind calitatea unei persoane. Va face parte din, în viitorul apropiat, din viața noastră a tuturor.